Bianca, cum a fost toată experiența? Cum te simți? A fost minunat, am avut foarte, foarte mari emoții și cred că acum le simt cel mai mult și abia acum realizez care a fost deznodământul. Am câștigat cu numărul meu norocos, cu 5, am avut cutia cu numărul 14, deci 5 și 50 de mii. Deci 5, 5, 5. Nu știu, întotdeauna cifra aceasta mi-a purtat noroc, moment pentru care am și continuat jocul să merg pe cutia mea. Care a fost strategia ta? Ai avut doar intuiție? Cum a fost? N-am avut nicio strategie, dar a fost totul random, intuiție și ce cutie mi-a venit să deschid la momentul respectiv, pe aceea am deschis-o. Deși de multe ori îmi veneau anumite cifre, le schimbam, a fost pur și simplu intuiție. Iar la final, n-am mers până la final pentru că deși îmi place să merg înainte, trebuie să știi când să te oprești. La un moment dat și eram fericită cu suma pe care deja o câștigasem, așa că n-aș fi vrut să risc chiar atât de mult. Ce o să faci cu banii acum? Păi, cum am zis, îmi doresc să-mi dezvolt foarte mult partea profesională și poate să-mi deschid chiar acest studio de bare fitness și mai întâi o să călătoresc puțin, o să-mi iau o vacanță pentru că de un an și jumătate lucrez absolut în continuu. Probabil o vacanță, primul pas, apoi studioul.